Datoria unei femei, a unei mame, nu este doar frumusețea. Într-adevăr, împodobirea femeii face și ea parte din tabieturile femeiești și Dumnezeu nu-l condamnă. Noi vedem uneori interpretările de doctrină, sau poate chiar de înțeles, când și în exagerarea duhovnicească, poate chiar și în scrierea teologică, se pune foarte mare accent pe lucrul acesta. Că dacă porți cercei, porți balauri și dacă porți inele, porți șerpi. Acestea sunt mai mult povestii nemuritoare. Argument scripturistic, scoateți cercei de aur din urechile femeilor voastre, ale feciorilor voștri și ale fetelor voastre și aduceți la mine. Atunci tot poporul a scos cercei cei de aur din urechile alor săi și i-a adus la Aaron. Luându-i din mâinile lor, i-a turnat în tipar și a făcut din ei un vițel turnat și l-a cioplit cu dalta. Iar ei au zis, iată, Israele, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului. Ieșirea, a doua carte a lui Moise 32:2-4. Podoabele și broderiile din aur și argint nu sunt născocite de mintea unor oameni de știință sau de filozofi, ci de mintea delicată și creativă a femeii, care știe să scoată frumusețea cu acul din orice. Lucrat la mână, lucru manual. Ei, toată această frumusețe pe care Dumnezeu a insuflat-o, a fost tocmai pusă la dispoziția femeii, ca ea să poată împlini cuvântul Scripturii, care spune în Cartea Facerii, bărbatule, tu să fii atras de femeia ta și ea să-ți fie ție supusă. Și ați văzut, așa cum este bărbatul, îi mai dă o palmă, dar ea tot îl iubește. Pentru că ai copii, ai familie, mergi la drum și mergi cu ea. Ei, această delicatețe, Dumnezeu a lăsat-o împodobită cu aceste mărunțișuri, pe care le vedeți pe trupul femeii, dar i-a dat o obligație foarte mare, în dureri vei naște copii și vei da răspuns pentru educația lor,